Cumpărați coinșii NFT24 de pe U7Buy folosind linkul din descriere și folosește codul UNREALBYTE pentru 6% reducere. Mai multe detalii în descriere. Di Maria este un jucător foarte bun argentinian. El a câștigat trofee precum Champions League, Copa America până și World Cup-ul. Putem zice că a avut foarte mare succes, însă nu-i azi îi vom reseta cariera pentru că el a jucat 36 de ani și în videoclipul acesta vom încerca să-l facem mai bun decât este el în viața reală. E bine, și am ajuns la echipa Rosario Central pentru că asta a fost prima echipă la care a fost Di Maria. Echipă care nu știam și nici n-am știut că Di Maria a fost la această echipă, însă înainte să fie la Benfica, la Real, la Manchester United și echipe de genul, a fost la Rosario Central, care e o echipă destul de bună aparent aici din Argentina. Deci noi avem aici pe Di Maria, unde o să vedem imediat cum arată. Are 77 overall, primul overall al lui, însă desigur înainte să începem avem nevoie de obiective ca să facem această simulare mai interesantă. Și obiectivele sunt în felul următor. Di Maria trebuie să câștige 20 de trofee. De asemenea, trebuie să câștige titlul ligii în 3 ligi diferite, cum am reușit și în viața reală. De asemenea, trebuie să câștige balonul de aur de 3 ori, balonul de aur care nu l-a câștigat nici măcar o dată, deși eu zic că merită un balon de aur. El trebuie să câștige 4 ghete de aur, să ajungă la 99 overall desigur, să câștige UEFA Champions League de 3 ori și UEFA Super Cup o singură dată, iar în cele din urmă să reușească să înscrie 200 de goluri și 100 de asisturi. Deci obiectivele sunt destul de bune pentru Di Maria. Vorbim de Di Magia, adică trebuie să le facă. Deci obiective destul de bune. Acum hai să vă arăt eu cum arată Di Maria. Mi se pare că l-am făcut destul de bun aici. 77 overall pentru el, 85 pace, 69 shooting, 72 passing, 80 dribbling, 32 defending și 64 physical. Eu zic că este destul de bine pentru el în primul sezon. 77 overall, eu zic că este destul de bine. Totuși în sezonul acesta, hai să vedem, o să-l păstrăm la echipa aceasta, însă totuși aș vrea să-i dau aici un development plan. Și hai să-i dăm Dynamic Winger, acest development plan nou pe care îl avem aici din cauza moduri. Hai să-l dăm pe acesta. În echipă, după cum am văzut, arată destul de bine aici pe dreapta. Am modificat desigur echipa că, na, era cam jale. Niște jucători ok, trece de 70 overall. Nu toată echipa, din păcate, dar e ok. Eu zic că o să descurce la echipa asta din Maria și o să dea goluri, pentru că pare cea mai bun, e și tânăr, are 18 ani, deci o să rupă. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 1 la Rosario Central, să vedem ce reușim să facem cu Di Maria aici. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată Di Maria și are 81 overall, destul de bine acolo, destul de bine. Haideți să vedem totuși ce a reușit să facă și a reușit 17 goluri și 5 asisturi, foarte, foarte bine pentru primul lui sezon. A jucat 41 de meciuri. Din păcate, da, nu câștigă aici gheata de aur, însă este pe locul, haide, e pe undeva aici? Da, este pe locul 16. Iar în ligă terminăm pe locul 9, what? Pe locul 9, wow, ok, câștigă aici River Plate, da, trebuia să câștige ei. Mai departe se pare că reușim să câștigăm Copa de Primera, bine acolo, reușim să câștigăm cu 1-0 vs Boca Juniors, însă nu reușim aici să câștigăm Libertadores, din păcate asta este. Unde suntem scoși totuși? Ah, ok, nici măcar n-am fost, ah, ok, nici măcar n-am fost. În sezonul numărul 2, haideți să vedem ce putem să facem. Sincer, nu cred că aș vrea să-l mai țin aici în Argentina pe Di Maria. Eu cred că ar fi bine să plece, pentru că deja are 81 overall, adică este foarte bun. Oh, și vedem că și expiră contract, așa că o să îl ia o echipă mult mai ieftin. Vedem totuși că el costă 61 de milioane de euro, asta zic, bine acolo. Așteptăm să vedem ce oferte primim pentru el. Ei bine, și primim două oferte foarte bune, una de la Bayern și una de la Chelsea. Interesant, foarte interesant. Dacă ar fi să merge la Chelsea, nu știu. Nu știu dacă am avea loc, la Bayern nu, clar nu, pentru că nu folosesc winger, folosesc right mid și sunt sigur că Gnabry mai mult bun la Bayern decât Di Maria, însă la Chelsea ar fi interesant. Haideți să vedem dacă au niște jucători mai buni decât Di Maria pe poziția de right winger. Ei bine, și pe poziția de right winger, da, îl au pe Neto, da, cum am putut să uit Neto desigur aici pe dreapta, însă are 80 overall și ca rămân ar fi Madueki, dar are 77 overall, Palmer de la schimb, iar Sterling este left mid și Zay are tot 80 overall, deci bine. Deci am putea să mergem teoretic. E bine, și refuzăm oferta de la Bayern, însă acceptăm oferta de la Chelsea, pentru că este destul de bună. Totuși am să scot pe Palmer din ecuație. E bine, și Di Maria pleacă de la Rosario Central, dar se duce în Premier League la Chelsea. E bine, am ajuns aici la Chelsea și echipa chiar arată destul de bine aici. L-am pus aici în dreapta deja. Felix Nkunku, Di Maria, echipa destul de bună. Ceilalți știți din simularea cu Chelsea. În acest sezon, totuși, haideți să vedem ce îi punem lui Di Maria și hai să vedem, ar merge un dynamic winger, chiar ar merge, dar cred că, da, exact, un inverted winger, perfect
pentru el, developerul meu preferat. De asemenea, va trebui să mă asigur aici că echipa este destul de bine, dar știm că am venit din Argentina, unde acolo este diferită treaba și suntem în ianuarie, deci da, o să pierdem cam sezonul cu numărul 2 pentru că o să fie doar jumate de sezon, dar eu zic că e ok, pentru că începem direct din luna ianuarie. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 2, cât am mai rămas din el, să vedem ce reușim să facem. Ei bine, sezonul cu numărul 2 s-a terminat și el, haideți să vedem cum arată Di Maria și are 83 overall, destul de bine, a crescut acolo plus 2 în aceste 5 luni sau cât a jucat la această echipă. Hai să vedem totuși câte goluri și se pare că 7 goluri și 7 asisturi. Să știți că nu este sezon așa de prost, chiar este un sezon bun, având în vedere că a jucat doar 24 de meciuri. La gata de urmă are nicio șansă cât tip e Haaland, da, corect. Iar Chelsea a terminat pe loc cu 5, băi, nici măcar în top 4, eu înțeleg că e greu, dar totuși City cu un sezon bun, 102 de puncte. Însă totuși reușim să câștigăm Emirates FA Cup aici cu 3-0 versus și la Spurs. Din păcate Carabao Cup aici câștigă Liverpool, iar în celelalte competiții, din păcate, nu am fost. În sezonul numărul 3, haideți să vedem ce putem să-i facem lui Di Maria. Clar, fără să mai păstrăm măcar un sezon sau două, până când mai crește. Însă în sezonul acesta, haideți să vedem ce putem să-i punem aici lui Di Maria. Și din câte văd, îi place de toate aici. Îi place și wide winger, și inverted winger, și support winger, și dynamic winger, așa că, habar n-am, hai să dăm un... Hai să-l păstrăm totuși pe un inverted winger, pentru că vreau să-i crească acolo dribbling-ul mai mult. Și wide playmaker, da, nu vrea deloc 14 săptămâni. Așa că îi dăm un inverted winger. Desigur că mergem la el și îi dăm și un contract, spunea că vrea 4 ani, ok, o să mai stai cea puțin aici, dar oricând putem să-l punem să-l vindem. Așa că haideți să simulăm în sezonul numărul 3 să vedem ce va reuși să facă Di Maria la Chelsea în continuare. În sezonul numărul 3, hai să vedem cum arată Di Maria și are 89 overall. What? What? Cum a crescut așa de mult? Ați venit și a reușit să facă și a reușit 27 de goluri și 8 asisturi. Destul de bine pentru el, chiar foarte bine. Iar la golul vedem că este în continuare Haaland. Însă în Premier League vedem că tot pe locul 5, da, nu știu ce să face, tot pe locul 5 terminăm. Însă totuși reușim să câștigăm FA Community Shield cu 1-0 versus cel la City. Nu câștigăm din păcate Emirates FA Cup aici și nici Carabao Cup, ok. Totuși a participat în Europa League, unde am terminat pe locul 1 cu 15 puncte. Mai departe se pare că o scoatem pe Lazio cu 4-3 la general. Însă ne scoate Juventus cu 7-3 la general. Wow, ok, și câștigă Juventus. În sezonul cu numărul 4, Di Maria deja știm că are 89 overall, foarte, foarte mult pentru el. Deja din sezonul cu numărul 4 și să fiu sincer, nu vreau să ne blocăm la această echipă. Chelsea este destul de bună, dar nu cred că aș vrea să rămân la Chelsea, așa că haideți să vedem ce oferte primim pentru Di Maria. E bine, și se pare că primim o ofertă de la Atletico Madrid, totuși înainte să o acceptăm, haideți să vedem ce echipare. E bine, și în atac nu au nimic de right winger, pentru că noi știm că ei folosesc right mid, deci pe poziția de right mid se pare că nu au absolut nimic. Toți sunt left mid. Ok, interesant. Dar totul, să fiu sincer, nu arată bine echipa. Așa că o să refuz Atletico Madrid pentru că echipa nu este chiar așa de bună. Mai primim o ofertă de la Bayern. Știi că mai primim noi oferta asta de la Bayern. Însă data asta, hai să venim totuși echipa au. Ei bine, în atac știm că este aici Harry Kane, îl vedem și pe Gakpo. Desigur știm că folosesc right mid-uri, deci hai să vedem care sunt aceștia. What? Și apare, se pare că Marco Verratti este la echipă. Ok. Să vedem că l-au pe Nico Williams și pe Olise în dreapta. Interesant. Noi clar sunt mai bun decât Olise. Dar totuși, nu știu dacă aș vrea să merg totuși la Bayern. Ei bine, Bayern arată destul de bine, însă cam bătrân jucătorii. Adică știu că e Musiala care este bun, Nico care este destul de bun, însă restul jucătorilor, Kanté, Kimmich, Kane, sunt bătrân, deci da, nu cred că o să mergem. Mai prima ofertă de la Newcastle, însă da, nu cred că are sens să mergem la Newcastle. Clar, cred că este mai zabă decât Chelsea, așa că da, n-o să accept. Și mai primim de la Brighton, dar da, o să refuz, nicio problemă. E bine, și în sfârșit primim și ne ofertă cum se cade aici de la Real Madrid pentru 159 de milioane de euro. Și da, am să accept, pentru că e Real Madrid, trebuie să aibă echipă bună, dar totuși haide să ne uităm la echipă să venim unde mergem. E bine, și sigur aici Endrick, iau aici Endrick, Mbappe, Vini, deci putem să intrăm perfect acolo pe dreapta. Mijlocul Bellingham, Brahim, Diaz, Camavinga, Arda Güler, Valverde, Cancelo, ok, ok, Konate, Nuno Mendes, Upamecano, Trippier aici. Iar ca portar Lunin și Thibaut Courtois. Da, și v-am spus că o să acceptăm pentru că este Real Madrid și pentru că, da, și pentru că Di Maria a mai fost la Real Madrid și a jucat foarte bine acolo, știm cu toții, așa că merită să se ducă la Real Madrid. E bine, și Di Maria pleacă de la Chelsea, o echipă foarte bună, însă se duce la Real Madrid, cea mai bună echipă probabil în acest moment. E bine, și am ajuns aici la Real Madrid, unde deja am pregătit echipa și arată foarte bine. Uitați-vă zi la acest atac.
Vinicius, Mbappé, Di Maria, Bellingham, Valverde, Camavinga, mai e și Modric aici care are 40 de ani, ok. E și Endrick, desigur, pe banca de rezerve. Vedem acolo totuși la status că se retrage în acest sezon, deci da, e normal, totuși 40 de ani. Și mai vedem că Endrick, fața lui Endrick, este în joc, da, am băgat-o eu, ia uite la acolo cum arată frumos, probabil o să facem și o simulare cu el, depinde acolo ce votați voi. Până acum câștigă Yamal, știți că am post pe la postare, să vedem dacă câștigă Endrick sau la mine Yamal. Totuși în sezonul acesta trebuie să avem grijă multă de Di Maria, pentru că Mbappe, Valverde, Bellingham, Vini sunt mai buni decât el. Și dacă nu reușim să-l aducem și pe el să fie la fel de bun, o să scadă acolo și probabil o să câștigăm baloane de aur și toate chestiile astea. Așa că trebuie să avem grijă de el. Totuși vedem că nu crește foarte rapid, adică cu un inverted winger crește în 173 de săptămâni. Totuși da, o să pune un inverted winger și sperăm la tot ce mai bun pentru el. Probabil o să rămânem la Real Madrid până la final, pentru că deja are 90 overall și na, Real Madrid este și cam cea mai bună echipă. Așa că simulăm sezonul numărul 4, spunem ce reușim să facem de data asta la Real Madrid cu Di Maria. Sezonul numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată Di Maria și arată destul de bine, 91 overall pentru el, foarte, foarte bine acolo. Iar în culori vedem că este Kylian Mbappé cu 45 de goluri, însă Di Maria vedem aici că a scris și el 21 de goluri. Iată de aur clar aici Mbappé, Di Maria este tocmai pe locul 15, iar la Liga câștigă aici Real Madrid de seru cu 105 puncte, e ceva. Câștigă și Supercopa Spania aici cu 2-1 versus cei de la Barça și câștigă și Copa Spania versus cei de la Athletic Bilbao. Iar în Champions League termină în grupa pe locul 1 cu 18 puncte, iar mai departe se pare că ne scoate Newcastle cu 5-1 la general. Wow, asta da surpriză. Și câștigă AC Milan. Ok. În sezonul numărul 5, haideți să vedem ce putem să facem lui Maria să crească mai mult decât Mbappe. Cam ăsta este obiectivul, pentru că Mbappe o să câștige toate baloanele de aur probabil. E bine, și haideți să vedem ce putem să-i dăm aici și din câteva, da, un inverted winger și un dynamic winger. Dar haideți să mergem pe un dynamic winger. Echipa arată destul de bine, poate câțiva bătrâni aici cum ar fi Cancelo, 33 de ani, dar până când nu se retrage, eu zic că o să-l păstrăm cât timp are overall-ul. În rest, echipa arată perfect. Așa că haideți să simulăm sezonul numărul 5 în continuare la Real Madrid cu Di Maria să vedem ce reușește ce să facă. Haideți să vedem în 2027 în sezonul numărul 5 cine câștigă balonul de aur și pare că este Kylian Mbappé. Da, asta va fi problema pentru că Kylian Mbappé o să ia efectiv toate trofeele. Sezonul numărul 5 s-a terminat, haideți să vedem cum arată Di Maria și are 94 overall. I-a ajuns pe Vini și pe Mbappé acolo foarte bine. Iar la culoare vedem că este în continuare Mbappé și vedem că Di Maria cu un sezon slăbuț, 17 goluri și 7 asisturi. La gheata de oră se pare că câștigă aici Ferran Torres, dacă nu mă înșel, cu 30 de goluri, iar Di Maria este tocmai pe locul... nici măcar nu este aici. Ok, e bine. Însă totuși Real Madrid reușește să câștige aici la Liga cu 109 puncte și Supercopa cu 4-0 versus Athletic Bilbao. Câștigă și Copa de Spania versus cei de la Barça cu 3-0, iar în Champions League se pare că termină grupa pe locul 1 cu 16 puncte, însă în Round of 6 ne scoate PSG, mă, cu 5-1, pe bune! Iar în Round of 6 ne scoate și câștigă Manchester United. Ok, ok. În sezonul numărul 7 se pare că toți sunt la Euro, dacă nu mă șel, a trecut World Cup-ul și n-am verificat, deci îmi cer scuze, chiar îmi cer scuze. Nu știu dacă a fost, cred că a fost, ceva mi-aduc aminte că a fost, dar asta este, s-a dus. Verificăm oricum următorul, dar celălalt sunt la Euro clar. Di Maria, da, este argentian, nu este la Euro clar și nu există Copa America în NFC 24, așa că da. Totuși în sezonul numărul 6. Hai să vedem ce putem să facem lui Di Maria. Trebuie să treacă peste Mbappé și Vini, pentru că toți trei au 94 overall. Trebuie să-l facem mai diferit. Și ca să facem chestia asta, trebuie să-i dăm, da, un inverted winger. Ce mai bun, preferatul meu, ce să mai zic, preferatul meu. Așa că sperăm că o să crească mai sus decât toți Di Maria. Așa că ce să mai trece și să mai sezonul numărul 6, să vedem ce vrea să facă în continuare Di Maria la Real Madrid. În sezonul numărul 6 în 2028, totuși, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Di Maria, mă, bine, mă, asta zic, mă, Di Maria câștigă balonul de aur. Sezonul numărul 6 s-a terminat, haideți să vedem cum arată Di Maria și are 96 overall, bine acolo, crește ușor, ușor. Iar la stats vedem că este Kylian Mbappé aici cu 50 de goluri, wow, efectiv, wow. Iar Di Maria în spate cu 28 de goluri, destul de bine totuși. La gheata de aur este aici Mbappé cu 35 de goluri și Di Maria este tocmai pe locul 4 cu 21 de goluri. Însă totuși reușim să câștigăm la Liga din nou și din nou cu 111 puncte. Câștigăm desigur și Supercupa Spania aici cu 4-0 aici versus Atletico de Madrid și câștigăm și Copa de Spania cu 2-0 versus Rayo Vallecano. În Champions League se pare că trebuie în Copa pe locul 2 cu 13 puncte, unde în Round of 6 în pătă suntem scoși, numai în Round of 6 suntem scoși cu 4-3 versus cei de la Manchester City. Iar finalul câștigă Spurs. What? Câștigă Spurs finala UEFA Champions League? Ok. E bine, în sezonul numărul 7, haideți să vedem ce puteți face la echipă. Vedem totuși că Lunin mai este la echipă, nu mai este portarul nostru Courtois, a plecat. Di Maria totuși este aici foarte bun.
Aș vrea să transfer un portar pentru această echipă pentru că e păcat să n-ai pe Lunin. Și avem buget, avem 500 fix de milioane de euro. Wow, ok, hai să transferăm și de un portar măcar. E bine, și aici nu, hai să transfer repede pe Vicario de la Tottenham. Dacă tot au câștigat Champions League-ul, hai să-i transfer portar. Bun, și acum cu Vicario, hai să uităm puțin al Di Maria. Ce putem să-i dăm în acest sezon? Și în acest sezon, hai să vedem. Și mai mult crește cu Inverted Winger, da, deci cred că asta să-i dăm în continuare pentru că, da, asta-i crește. Chiar dacă o să crească în 296 de săptămâni. În sezonul numărul 7, haide să vedem ce câștigă Balonul de Aur și se pare că este, haide, este Kylian, bă, pe bune, pe bune a revenit Kylian. Sezonul numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată Di Maria și are 96 membru, în continuare l-a ajuns Mbappé aparent. Iar la goluri este Kylian Mbappé cu 53 de goluri și Di Maria cu un sezon slab, 18 goluri și 7 asisturi. Gheata de Aur clar o câștigă aici, sau nu, o câștigă Castro, ok, am crezut că o să fie Kylian, nici măcar nu e Kylian, e Bellingham pe locul 2, ok. Dar la Liga câștigăm fără nicio problemă aici 106 puncte. Câștigăm și Supercopa versus și la Barça cu 2-1. Câștigăm și Cupa de Spania tot versus și la Barça tot cu 2-1. Iar în Champions League trebuie în Cupa cu 1 cu 15 puncte. Mai departe scoatem Liverpool, scoatem și Newcastle și reușim să scoatem și pe Spurs. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm finala UEFA Champions League versus și la Borussia Dortmund. Prima asta finală, 3-2-1 și reușim să câștigăm în finala noastră, prima noastră finală, reușim să câștigăm cu 4-1 versus cei de la Borussia Dortmund. În sezonul numărul 8 vedem că Di Maria este la național și data asta să vedem ce a reușit să facă pentru că, da, n-am văzut eu în sezonul cu numărul 3, parcă nu mai știu când a fost, dar n-am văzut, dar data asta o să vedem. Totuși, înainte de chestia asta, haide să repunem repede de vreun planul și haide să vedem ce îi punem și se pare că, da, continuăm cu Inverted Winger sau hai să ne băgăm pe Dynamic Winger. E bine, și haide să vedem ce a făcut Argentina aici la World Cup și hai să vedem unde este. Ok, este în grupa F, unde termină la egalitate de puncte cu Portugalia. Interesant acolo, dar este pe locul 2 totuși. Și vedem că round of 6, bă, cât de rapid, bă, cât de rapid, cu 2-1 versus și Irlanda, pe bune. Cine câștigă? Hai să vedem, câștigă Spania. Ok, ok, interesant, interesant, câștigă la Miamal. Na. E bine, pentru acest sezon sunt de pregătiți, așa că haide să simulăm sezonul numărul 8, să vedem ce reușim să facem în continuare. În sezonul numărul 8, hai să vedem cine câștigă Balonul de Aur și se pare că este, haide, haide, nu pot să cred, iar Kylian Mbappé ne fură baloane de aur. Lasă-l și pe Di Maria. Sezonul numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și Di Maria și are 98 overall, bine acolo Di Maria. Iar la goluri vedem că este Vinicius Junior, bine acolo Vinicius Junior, cu 43 de goluri, nu mai este Kylian, dar Di Maria 25 de goluri, dar cam slăbuț. Iar gheata de oră câștigă aici Vlahovic, nu este Vini, cu 29 de goluri și Di Maria tocmai pe locul 18, da, destul de nașpa. Totuși, ca de obicei, reușim să câștigăm aici la Liga cu 107 puncte, destul de aproape să ne ajucă Barça. Pierdem, se pare, Supercopa Spaniei cu 3-2 versus cei de la Atletico Madrid și nici nu câștigăm Copa de Spania, câștigă aici Barça. Însă totuși reușim să câștigăm UEFA Super Cup. Iar în Champions League trebuie încă pe locul 1 cu 18 puncte. Trecem de Lille mai departe. Reușim să trecem și de PSG. Și în semifinale o spargem pe Bergamo Calcio, adică Atalanta, cu 7-1 la generale. Iar finala este versus cei de la Juventus. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și... haide, reușim, reușim pe la urmă să câștigăm. Și al doilea Champions League, 3-1 versus cei de la Juventus. În sezonul cu numărul 9, haideți să vedem dacă reușim în sezonul acesta să facem pe Di Maria de 99 overall și poate nu mai câștigă Mbappé Balonul de Aur. Dar ca să facem chestia asta, trebuie să-i dăm desigur un development plan bun lui Di Maria și hai să vedem ce putem să-i dăm și se pare că, Inverted Winger, v-am spus, Inverted Winger, best development plan pentru winger, pentru winger, mai departe, best, vă spunem, best development plan. Nu prea mai avem ce să facem la echipă, bine, n-ar cam trebui un right back, dar, da, nu, o să cumpăr, o să las acolo pe Alaba, așa că haide să simulăm repede și sezonul numărul 9, ce reușim să facem în continuare. Haide să vedem și sezonul numărul 9, cine câștigă Balonul de Aur în 2031, sper că este Di Maria, mă, bine, mă, Di Maria, așa, fure balonul lui Kylian că nu merită, chiar dacă scrie și 100 de goluri, tot Di Maria merită Balonul de Aur. Sezonul numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată Di Maria și are 99 overall, mă, bine, mă, acolo, Di Maria, Di Magia. Iar la stațiuri este Kylian Mbappé în continuare, însă uitați-vă în spate cine e, Di Maria cu 51 de goluri, mă, bine, mă, Di Maria, și 17 asisturi. Și la gata de aur este Di Maria, mă, bine, mă, Di Maria, mă, sezonul cu numărul 9 e sezonul lui, 38 de goluri în 38 de meciuri. Câștigăm desigur aici la Liga fără nicio problemă cu 109 puncte, câștigăm și Supercup
Copa Spaniei cu 4-2 versus și la Barça și Copa de Spania cu 3-1 versus și la Barça din nou și câștigăm și UEFA Super Cup versus și la Newcastle cu 3-0, iar în Champions League trebuie la egalitate de puncte cu PSG pe locul 2 totuși. Mai departe trecem de Juventus, reușim să trecem peste AC Milan și în semifinală batem Atletico de Madrid cu 7-0 la general. Wow, 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 wow. Iar finala este versus și la Inter. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și bine mă, reușim mă. Sezonul, deci v-am spus, sezonul de magia. 99 overall, toate trofeele posibile câștigate, gheata de aur și balonul de aur, e sezonul lui efectiv. E bine, și am ajuns și în sezonul cu numărul 10, ultimul sezon unde vedem că deja Di Maria are 99 overall. Echipa arată foarte, foarte bine, vedem că câțiva jucători sunt la națională, adică la Euro, Di Maria era argentinian și nu este de sigur. Lui nu mai avea ce să-i dăm pentru că deja are 99 overall, așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 10, ultimul sezon, să vedem ce reușește să facă Di Maria la Real Madrid. E bine, și în ultimul sezon, în sezonul cu numărul 10, haideți să vedem că Di Maria câștigă balonul de aur și se pare că da, el este câștigătorul balonului de aur din sezonul cu numărul 10. Cred că are fost 3 sau 4 baloane de aur, ceva de genul. E bine, și ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, s-a terminat. Iar Di Maria are overall-ul de 99, a rămas la fel, la urmă vedem că Mbappe a crescut la 97 și Bellingham la 98, acum am văzut. Iar la golul este Bellingham cu 56 de goluri, wow, ok, wow, wow, wow. Însă Di Maria cu un sezon slăbuț rău de tot, 16 goluri și 10 asisturi. Da, e greu printre atâtea multe staruri să se afirme și Di Maria. Iar la gheata de aur este Mbappé cu 38 de goluri. Ca de obicei reușim să câștigăm la Liga, dar de data asta câștigăm cu 114 puncte, adică full număr de puncte, maximum 38 de meciuri câștigate din 38. Câștigăm desigur și Supercupa Spaniei cu 3-2 versus Atletico Madrid. Câștigăm și Cupa de Spania versus cei de la Atletico Madrid cu 3-1. Și câștigăm și UEFA Super Cup cu 3-2 versus cei la Borussia Dortmund. Iar în Champions League trebuie în grupa pe cu 1 cu 18 puncte, unde mai departe o scoatem pe Napoli, reușim să o scoatem și pe Manchester United și în semifinale o scoatem pe PSG cu 6-2 la general. Iar finala este versus cei de la Atletico de Madrid. Haideți să vedem dacă reușim să o câștigăm. Ultima noastră finală din ultimul sezon. 3, 2, 1 și reușim să-i batem din nou pe Atletico Madrid. I-am rupt sezonul ăsta. I-am bătut pe oriunde am prins. 3-1 reușim să câștigăm ultima finală Champions League. E bine, și cam astea au fost 10 sezoane petrecute alături de Di Maria. Am plecat la o echipă mică cu un overall foarte mic și am luat overall 99 de la cea mai mare echipă din lume, Real Madrid. Obiectivele zic că le-am făcut pe cam toate. Bine, poate aia cu câștigarea ligii între ligii diferite n-am avut. Când să o facem, deci da, asta este acolo. În rest, eu zic că le-am făcut pe toate. Nu uitați în comentarii să mai lăsați mai multe idei de videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să verificați link-urile din descriere, să vă abonați, să activați clopoțelul. Am fost Unrealbyte, v-am pupat. Pa, pa!